Pentru a accesa meniul ascuns, în primul rând apasă pe butonul Meniu. Apasă joystick-ul în sus și ține-l apăsat pentru aproximativ 10 secunde. După cele 10 secunde, rotește de joystick de 3 ori spre dreapta, de 3 ori spre stânga, o dată în dreapta, o dată în stânga, încă o dată în dreapta și apasă pe el. Acum, la secțiunea Settings, jos de tot, ți-a apărut funcția Service Menu. Aici poți face câteva teste și poți să vezi anumiți parametri. La următoarea pornire a sistemului iDrive, acest meniu va dispărea și va trebui să faci din nou aceeași combinație de butoane pentru a-l activa din nou. Mulțumesc pentru vizionare! Dacă ți-a fost folositor, nu uita să apeși pe butonul de like și pe butonul abonare. Pentru orice nelămuriri, îmi poți lăsa un comentariu, iar eu o să încerc să vă răspund tuturor.